Take my eyes open to force reality. Why can't you just let me eat my weight in glee? I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in their cradles, profanities. Some days I feel skinnier than all the other days. Sometimes I can't tell if my body belongs to me. I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. Hello tuturor! Hello! Facem azi un live. Salut! Hai cu live-ul! Hai cu un K! Totodată! A, nu-mi place muzica. Nu-mi place muzica. Hai să punem altceva. Caut ceva ok ca să punem muzică de background. O secundă. Ah, văd că a intrat Nightbot-ul. Salut! Salut! Bun așa. Dacă tot a intrat Nightbot-ul, ia să încerc niște comenzi. Merge. Download. Nu merge, oare? Ce dracu aveam? Am pus niște comenzi în chat. Nu știu dacă merg. Dar verificăm acum. Ah, uite că merg. Așa. Merg comenzile. E perfect. Comands. Așa. Deci avem launcher. Avem Discord, donație, o să mai băgăm. Nightbot. Merg comenzile, merg. Pare bine. Păi, bun băieții, intrăm pe server, cum scrie și în titlu. Facem un roleplay astăzi în MAI. Băgăm o tură la Paint. Să vedem toți, toate mapele. Dar prima dată să bag niște muzică. Background music. Era un live stream. Da, nu-mi place. În fine, sper că se aude ok. Hai să intrăm și pe Vexin, așa. Sper că nici nu se aude tare. Dar se aude ok. Ok.
Păi bun, hai să începem. Unde dracu fi, mă? Muzica ce am avut o muzică. Nici asta. De data trecută nu mă știu care era. Băgăm-i. Live. Vexo, sunt și eu în MAI, bravo, boss! Am intrat și eu astăzi, m-am făcut lider. Ca ultimul bulangiu. Sper că nu se aude tare microfonul. Ok. Hai să intrăm pe server. Sper că se aude ok muzica chiar. Deci, chestia e că trebuie să reglez de fiecare dată muzica pe live-uri. Nu mai știu cum am pus-o exact. O las așa. Sper că se aude ok. Bun. Da, sunt șeful. 116 online. Șmecherii. Hai să începem. Mergem prima dată la Paint, vedem care e treaba. După care facem un roleplay. Mai mergem pe la bar, mai vorbim. Hai să ne strângem cât mai mulți pe live astăzi. Pentru că e un moment special astăzi. Am făcut Paint-ul cu mape de Counter-Strike. Nici nu știam că există mape de Counter-Strike pentru SAMP. Și arată chiar bine. Iar pentru cei care sunteți acum pe live și nu ați văzut hărțile, o să le vedeți imediat. Dăm și un announce, că de ce nu? Live cu Vexo pe Green în România. Vă așteptăm. Bun. Mergem cu BMW-ul. Am vândut un Ford Focus. Vai de capul lui și mi-am luat un BMW. 18 online, băi, să-mi bag. Frumos așa. Hai să mergem la Paint. Băi, deci sunt șocat. Efectiv, sunt șocat cum am reușit să ne strângem atât de mulți abonați. Deci, țin minte foarte bine că acum fix o lună eram vreo 280, cam așa. Acum suntem 715 plus, suntem 716 acum. Salut! E fantastic! Vă mulțumim încă o dată pentru susținerea voastră, că vă abonați, că ne ajutați, o să creștem canalul, am încă abonați și o să trecem și de 1K, mergem pe 2K, pe 5K, pe 10K. Mergem înainte. Nu ne lăsăm. Creștem comunitatea la maxim. Poate mergem și internațional, cine știe. Mulțumim de abonare, Dragoș. Și hai să pornim către Paint. Să dau un pic sonorul mai încet la joc, în setări. Eu cred că e ok. Salut, 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 salut! Level 6, bravo ție! 115 online, mamă! Sunt peste 100, de vreo 2 ore sunt peste 100. Foarte bine! Foarte bine! Mulțumim de abonare!
Mulțumim, mulțumim! Chiar ne ajută abonările astea. Ne ajută să facem munca cât mai rapid. Internet slab, Roblox, mulțumim băieți! Joci de 5 zile? Foarte bine! Mă aștept să faci și tu o lună, două. Mie de ce nu mergi să fac, să intru pe launcher? Dacă crezi că ai niște probleme sau îți dau niște erori pe launcher, intră pe Discord-ul nostru și ai acolo rezolvarea la mai multe probleme. Discord. Că avem Nightbot, ne permitem. Ai și o leacă de lag. Asta e, n-ai ce să faci. Și am ajuns și la Paint. Perfect. Băgăm o tură de Paint. Sper să n-am lag. Ia să vedem. Da, numai 10 ca acasă. Slăbuți, slăbuți. Asta e. Ne descurcăm și noi cum putem. Hai să intrăm la Paint. Nu știu de ce am puțin lag. Numai o secundă, vă rog. Ia uite că o scris și Nightbot-ul. Dacă vă place ce aveți ce facem, orice like și abonare ne ajută să continuăm munca. Crește populația, crește pateul. Am băgat și mesaje din astea la Nightbot. Ia să închid Steam-ul, că nu mă ajută. Așa, lăsăm doar muzica, închidem și intrăm. Haideți toți la Paint. Vă așteptăm la Paint pe toți. Nu pot să cred că e gol Paint-ul. Ia să băgăm un announce. Vă așteptăm la Paint. Find Biz 20. Să băgăm un match de Counter Strike live cu Vexo. Perfect. Răzvan, dacă ai urmărit cum trebuie tutorialul, ar trebui să poți intra pe server. Îți pui numele și dai join game. Poți intra și pe Discord să ai pe Discord rezolvarea la mai multe probleme. What the fuck? Bombardament. Ce se întâmplă? Crește numărul de grenăzi. Cred că mai sunt bug-uri la Paint pe care nu le știu deocamdată, dar o să le aflăm. Lor. Ok. Mai dăm încă o dată announce. Hai să băgăm un Paint ca băieți. Așa mi se pare corect. Let's go. Hai boss. Miști? Miști sau nu? Dacă știți ce harte e asta, fără să vă uitați jos în dreapta, sunteți cei mai șmecheri. Mapa ta, da? CS Counter-Strike pe Samp, așa am ajuns. Vice City pe Greenstone, Counter-Strike 1 pe 6 pe Greenstone. Perfect. Opa. Salut Cam. Da, frate. Italy. Băgăm prima rundă pe Italy.
După care mai jucăm la Paint, încercăm și restul mapelor, să vedem care e treaba cu restul. Deci chemați-i pe toți, veniți toți la Paint, pe server suntem 117, e atmosferă. Hai să ne strângem cât mai mulți, că așa e frumos. Crește canalul, crește pateul. Crește canalul într-o veselie, deci n-am văzut așa ceva. Îl vedeți pe Vexo în acțiune acum cu codul. Opa! Suntem 12 pe live odată. Hai, cât mai mulți, cât mai mulți. Hai să ne strângem cât mai mulți. Facem azi un live casual. Mai râdem, mai glumim. Mai o Caterin, că dă-te jos de pe artă, boss, că n-ai voie. Boss, dă-te jos, că nu ai voie pe artă. Un mic reminder, nu aveți voie să stați pe artă. O să rezolvăm zilele astea, sper, cu urcatul pe hartă. Până atunci... Mamă, dar ce fraguri am furat la faza asta. Ionuțe, am hack? Nu știu, probabil. Dacă zici tu... Se vede aici pe filmare, Aimu. În direct. Salut! Mai dăm un O. Cam așa arată CS Italy. Mamă, ce m-am spart aici. Player online, 117. Online pe server în acest moment. Au văzut băieții că e Vex online, hai să intrăm. Hai să ne strângem cât mai mulți la Paint, că e prima zi în care avem și Paint-ul. Mi se pare că au fost 8 azi cei mai mulți, sau 10, 20, nu mai știu. Salut! Mai dăm un nou, mai facem un spam global, că de ce nu? Chiar îmi pare bine că s-a terminat treaba cu Paint-ul. Te mai poți juca un CS aici cu băieții. Mai faci un antrenament cu Mafia. Lucruri de astea simple. Oricum ar fi, Paint-ul, nu știu, Paint-ul e baza la un server. Arena. Cum ești pe YouTube? Greenstone România. Au. Mi-am luat-o la faza asta. Toți care sunteți pe live acum vă aștept la Paint pe toți. Băgăm un mic CS aici. Ca băieții, zic eu. S-a terminat runda. Vex s-a câștigat cu 0 ucideri, dar eu am 0 ucideri. E bun. Salut! Salut, Mane! Acum mi se instalează launcherul. Cum pot să joc? Odată ce ai instalat launcherul, corect, ai dezarhivat, ai extras jocul din arhivă. Singurul lucru cu care trebuie să-l faci este să-ți bagi numele în căsuța de sus din launcher.
și dai pe join game. Mafia italiană. Fuck. Salut. GG. Hai să votăm mapa. Hai să băgăm un Inferno. Aș avea chef de Inferno, vedem acum ce iese la vot. Inferno. Hai băieții. Băgăm un Inferno. Ia să vedem ce se întâmplă. Bam, bam, bam. Ratare, ratare, nu. Fost. Salut, salut, salut. Nu prea stai atent acum la chat. Mă concentrez pe băieții ăștia aici. Aș fi vrut eu să am mai multe VPS-uri, dar văd că PC-ul nu ține cu mine astăzi. Se trage la paint într-o veselie, frate. Ce părere am de Bihood? Să fie sănătoși! O comunitate din România, populată, mult noroc cu serverul. Da, îmi pare bine că merg comenzile cu Nightbot, deci am făcut o treabă bună, că nu eram sigur dacă o să meargă, deci acum putem să vedem dacă merge. Vă rugăm să menținem chat-ul curat. Mouse fix? N-am. Nu folosesc. Nici nu ai cum să bagi pe launcher. Așa ceva. Ți-l scoate automat. Asta e magia paint-ului. Când trei se bat, doar unul poate câștiga prin bulan. Poți să fur kill-uri. La greu se fură kill-uri. Dacă doi se bat și vii tu din spate, se fură la greu. Na. Fiecare cum pare. Oh, cât suntem la paint acum? Văd că ne-am strâns vreo 8. Din cât timp mă uit eu acum pe minimap. Hai, boss, rupe-ne! Intră imediat! Te așteptăm! Vă aștept pe toți, de fapt. Dă-te jos! Dă-te jos de pe hartă! Dă-te jos de pe hartă. Așa. Deci ca să fie clar, nu aveți voie să vă urcați pe hartă. Efectiv, nu e nici fair play și nici frumos. Am hack. Dacă aveam hack, frate. Vexolica, ai zis că reacționează la știri. Da, ai dreptate. Am zis data trecută. O să mă uit acuș. Mai spre final așa o să reacționam. La știrile Greenstone. Văd că dă Nightbot-ul restricții la greu. Spamming caps. Nu mai folosiți caps lock. Avec să mie mi-a selecția, dar am dăduse suspend. Nu știu, boss, de ce ți-ai luat suspend. Chiar nu știu, poți să o cumperi din nou de la primărie, fără probleme. Vă rog să nu vă urcați pe hartă. Riscați kick, respawn. Pe live. Hai băieți, rămâneți pe live. Facem aici o atmosferă de bandadă.
Au, ce mi-am luat-o. Boss, coaza nu știu de ce o ai suspendată, dar o ai tu suspendată cu un motiv. N-am ce să-ți fac. Abia aștept să mă joc cu cei mai tari oameni. Mulțumim, Monkey. Tu ești tare, nu noi. O, mă, cel, dă-i, tate, dă-i. Dar văd că se mai întrerupe sonorul la Paint, din câte am observat, dar n-are nimic. Văd că s-a buguit un pic statusul. Oricum erau buguri și dinainte la Paint. Mamă, câți ne-am strâns. Suntem vreo 10 acum. Pare bine. Mr. Ray, poți să mă recomand în server de Samp? Uite acum ați scriu în chat. Cel mai șmecher server din România. Greenstone, România. Unde jucăm și acum. Mr. Ray, suntem 117 online. Serverul cu launcher care va schimba fața Sampului. Suntem pionieri în România. Haide! Dă-i un pic de atmosferă. E ascuns acolo. Da, n-ai scăpat. Mama, acum chiar că sunt imuns la Paint. Dă-i puternic. S-a terminat runda? Da. Nu. Da, s-a terminat runda. Hai să mai băgăm o hartă. Hai să mergem pe Dust. Hai să jucăm pe Dust. Hai să jucăm pe Dust. Te apuci de live. Mult noroc! Perfect. Ah, Dust 2. Baftă. Ui, ce m-a explodat grenada asta. M-a rupt. Ah, mai greu cu trasul. Trebuie să ajungi cât de bulan la tras. Dacă n-ar trage toți 4 în mine, ar fi perfect. Na, ce se face acum la Pain? Cum am zis, se fură fragurile în prostie. Poți să-ți iei 3 din 3, poți să dai 3 din 3 la Pain. E un... tărâm misterios. Am și un pic de lag, cred. Dar nu vă lag-o, am 77 ping. Ciudat, nu știu. Sau poate v-ați pus toți pe mine să mă omorâți? Nu știu. Zic și eu. Da, cu siguranță vrei să mă omorâți toți. De ce nu? Hai toți pe Vexo. Ăla stă acolo în fund și trage. Nu intră gloanțele. Da, cu bile de cauciuc. Ar merge să facem... Voi ce ziceți? Ar merge să facem un sistem la Paint de Counter-Strike, nu știu, cu Silver 1, Silver 2, ca pe CSGO. Dacă știți, Silver 1, 2, 3, Silver Master, Gold Nova și așa mai departe. Să jucăm. Și ar fi fain așa. Faci un kill, primești 3 puncte, când mori îți cade un punct și așa mai departe.
Chiar ar fi fain un sistem din asta, o să ne gândim, dar trebuie muncit. Și cred că ar prinde mult mai mult după aceea paint-ul, pentru mafii și așa mai departe. Bă, dar în ăsta nu intră gloanțe, mă? Internet slab. Dacă dai de ăștia cu lag pe la paint, e nasol. Dar ce să faci, ne descurcăm. Gg Vexo, gg. Am fost mulți la paint, o mai ieșit, văd că... Asta fiind Dust 2. Și după aceea o să mergem și pe Dust. Zic eu, cu un paint sănătos pe zi reduce caloriile 100%. Am găsit acest server și mi-am dat seama că e cel mai tare server din România. Mulțumim, Monkey! Cam majoritatea suntem de aceeași părere. Am observat că nu funcționează grenăzile în paint, încă o chestie. Nu se pun kill-urile. Da, am observat și eu asta. Sunt buguri, chiar sunt buguri la paint. Ia cum se bate ăștia doi și acum mă bag eu în acțiune. GG, GG, GG. Ionuțe. GG. GG-uri. Câbuc, ban. De-ar fi așa. Da, chiar nu merge să faci câbuc. Ești interzis să faci câbuc, grijă să fii banat. Dar chiar nu merge. Dacă ar fi mers... Dacă vă place ce facem astăzi... Băgați și voi un like acolo la Vorvexo. Astăzi am băgat un paint. Vă cusărit amândoi pe mine. Dar ce am făcut, nene? RDPVC clan. Să fii sănătos. Au, runda s-a terminat. Senti, cu 12 ucideri. GG. Hai și pe Dust. Hai să intrăm și pe Dust. Nu cred că am încercat toate mapele. Am încercat Nuke, Inferno, Italy, hai și pe Dust. Că n-am încercat deloc. Live cu Vexo pe Green Stone, România. Paint deschis. RP de MAI, mergem la bar. Vă așteptăm. O să facem și un roleplay. A, cu Shika. Deocamdată să spargem niște gloanțe la paint. Ne mai antrenăm. Under tunnel aici. Tunel spre B. Și Dust-ul, deci mapele legendare. Am băgat 5 mape legendare din CS și poate o să băgăm și mai multe. Cine știe? Internet, ai un pic de lag. Nu știu, intră gloanțele cam târziu în tine. Ce să faci? Au, bătaie. Mi-am luat bătaie azi.
Nu luăm noi bătaia astăzi, băiți. Vexo nu moare niciodată. Aoleo, mi-a furat fragul. Băi, nu ai voie să-mi furi fragul. Au, mi-a dat de majulet. Tărâmul paint-ului. Fie că-ți place sau nu, o să arunci câteva înjurături de-a lungul timpului. La paint. Fie că-ți place sau nu. Ouch. Un paint casual, apoi mergem la roleplay. Da, încerc să fac live-uri destul de periodic. Săptămânal sau de mai multe ori pe săptămână. Depinde cum îmi organizez și eu timpul. Eu aș vrea să fac live cât mai mult, dar acum că o să înceapă și școala. Ce ID are Paint? FindBiz20. Uite aici pe chat. FindBiz20. După care scrii /paint și alegi prima. Cine joacă pe serverul Wawake? Niciunul de aici. Ce râpă facem? De care găsim? Băgăm de care vrei. Morup, și din față, și din spate. Morup, băieții, fai, lei. Auti cum s-o spauna la colț, așa m-a așteptat. Ciudat tare paint-ul ăsta, ori nu intră gloanțele, ori nu știu. Băleu, fierbe digălul de la atâtea gloanțe trase. Fierbe, efectiv. Dă-te jos de pe mapă! Dă-te jos! Asta e faiața de paint. Pentru cei care regulează painturile des. Faci kill-uri, mai și mori. Am făcut nu știu câte kill-uri mapa asta și am 3 cu 3. Deci încă e bugui paint-ul, mai trebuie rezolvate niște chestii la el. Vălău! Veniți toți odată. S-a terminat runda? Oare? Ai dat arhiva pe... Am dat arhiva pe link 1. Da, e ok, poți să alegi ce link vrei tu. Salut, salut. Poți să alegi unul din cele două linkuri. Mi se pare că primul e cu Google Drive. Iar al doilea e cu Mega. Oricum e ok. Fiecare link merge. Din când îmi amintesc eu.
Vex a câștigat runda cu 2 ucide. Na, e bugat tare paint-ul. Buguri. Atât pot spune. Buguri. Paint-ul și bugurile. Egal love. Cum poți să devii polițist? Păi, trebuie să depui un CV la primărie. După care să te iei liderul la teste. Să vii la mine la apartament? Ai apartament, a? Nebună de tine. Nu mai aveți garsonieră, v-ați ajuns? Dă-i cu pumnul, dă-i. Au. Ok, hai să mai băgăm o rundă. Mai dăm un nou. După care o să mergem la sediul poliției. În sfârșit, un server bun de Samp. Într-adevăr, te așteptăm, boss. Trecuri cu BMX-ul. Ar fi ceva. Să băgăm un sistem de animații pe BMX să faci trecuri din alea. Să-mi vârzi ghidonul. Diferite chestii, nu mă pricep. N-am BMX, am mountain bike. Au, nu intră gloanțele. Mi-am luat țeapă. Cel mai tare server din România. Cresc vizualizările, cresc abonații, merge și Nike-botul. Știți ce înseamnă asta, nu? Crește pateu. Aoleo, 2 pe 1. Mi-am luat-o. Ia să mai găsim un client, domnul Denis. Sunteți judecat astăzi. Avocatul Vexo, în direct. Nu înțeleg de ce nu merg grenazile să dea damage. Văd că îți dau numai ție damage. Am murit de la grenadă. Dacă vrei să dai grenadă la alții, nu merge. Andreso, pardon. O să... Nu știu ce să zic chiar. Eu chiar nu mă pricep deloc la aplicații pe Android. Ar fi ceva revoluționar chiar să faci un server de SAMP să meargă pe Android. Până la urmă pleci de la bază pe SAMP pe Android și îl modificăm. Dar e mult, foarte mult de lucru. Trebuie să încarci toate modurile de pe server, pe Android. E mai mult de furcă. Însă, na, e o idee de viitor. Dacă o să fie ceva, nu știu, o zi să ne plictisim, poate o să lucrăm la asta. Deocamdată ne axăm numai pe PC. E mai ok așa. ...720 de abonați? Haide! Mergem spre 800. Road to 1K. Mai băgăm un nou. 109 online. Băgăm și noi un anunț global. Că ne permitem, suntem admin cordiți. Easy. Thank you.
Cum se încarcă abonările? Le încarc mai greu, da, apar ele. Mulțumim, Ionuț, de abonare. Cetățean nou. GG. O să ai o comunitate mare. O să fim o comunitate mare. Pentru că toți cei prezenți aici faceți parte din ea și vă mulțumim foarte mult pentru treaba asta. Grindstone number 1 pentru 2020. Nu știu, am ajuns la un server așa mediu spre mare. Cu 100 online zilnic. Vexo. De ce nu faci live 4K? Că nu-mi permit. Scuze acum că zic, dar chiar nu-mi permit, adică am vreo 30 de FPS-uri, live-ul fiind în full HD, în 60 de frame-uri. Dacă aș băga 4K, chiar aș avea lag. După ce am descărcat G-Stone la cer, cum îl deschid? Apeși pe el. G-Stone.exe. Îl deschizi normal, ca pe un executabil, ca pe un joc. Și o să te bagi în launcher. După care o să-ți bagi numele într-o căsuță mai sus, în launcher. Și dai pe join game. ...17 pe live. Hai băieți, nu vă panicați. Imediat o să trecem și la roleplay. Cam gata la paint deocamdată. E câștigă, e buguit. Foarte buguit paint sistemul de paint. E foarte buguit sistemul de paint. Ce roleplay? În MAI! Baftă! Ah. Hai să ieșim din paint. Zic eu să facem un roleplay la MAI. Dar nu știu, facem o leacă de activitate în... Ups, nu pe aici. Aici e parcarea subterană. Facem un pic de activitate la MAI. Văd că s-a despawnat mașina. Da, cred că o să rezolvăm și cu paint-ul cât mai curând. Ne descurcăm noi. Participați voi. Na, dacă vreți să veniți. Însă o singură regulă. Dacă ne vedeți în rol pe, vă rog frumos să nu ne stricați acțiunea. Înțeleg că vreți să veniți să participați, dar prima dată trebuie să vorbim înainte. Sigur o să facem în viitor, o să facem un rol pe cu abonații mai serioși, cu cetățenii mai serioși. Ne strângem mai mulți și facem un roleplay ceva frumos, un grătar, de exemplu, sau facem o excursie. Dar ar fi o chestie să facem o excursie. Bă, ce idee mi-a venit. Jobul Tarom o să fie deschis la un moment dat. Nu cred că o să fie prea curând deschis, pentru că trebuie refăcut de la zero. Bă, cred că o să facem data viitoare o excursie cu autobuzul. Ar fi chiar fain. O să fie lag. Probabil. Sau posibil, nu știu, o să fie. Cred, poate lag. Nu știu. Hai să ne băgăm în MAI. Uite așa. Ca niște admin cordiști ce suntem. Videoclip cu prezentare pe server. Avem. Avem și trailer. Avem și ad.
Bună ziua, colegi! Ce mai faceți? Ne-am băgat în mea ei ca ultimii curdiți. Mergeți, tuneți mașina? Da, poți să bagi niște tunări minimalistice, mă rog, minime, așa, poți să schimbi jantele, poți să pui ce culoare vrei normal, poți să-i pui neoane, stage, nos. Și hai să ne băgăm duty, zic eu. Salut! Mergem în patrulare? Sigur! Hai să patrulăm! Hai băieții să patrulăm! Ca niște gabori pârliți? Levo curcă în pârlit! Vexo curcă în pârlit! Ia uite-mă! Mamă! Belea! Hai să iau eu dasterul de poliție. Deci băieții, după cum puteți vedea, a ieșit Vexo la vânătoare. Băgăm amenzi la greu. Protect the President. Am văzut jocul ăla. Știu că e și un joc, Protect the President. Ești un ceva un de ăsta de la pază și trebuie să-l salvezi pe Trump. Duster, duster, duster. Spam, 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 termină cu spamul. Mergem să patrulăm pe prin afara orașului. E ok. Bă! Ia uite-l, frate, merge pe contrasens. Vălei! Dar nu știu de ce trage colegul, cred că are și wanted. Da, are wanted. Ăștia care au wanted sunt notați cu mov. Dap. Deci cei care au wanted sunt notați cu mov deschis, cu roz. Mi se apasă în loc de R. Ciudat. Nu. Ah, accident. Ia să vedem. Văd că au făcut aici băieții niște accident. Niște accident? Accident. Bună ziua! Ce ați pățit? Ce ați pățit? Cum s-a întâmplat asta? Acum pe server sunt 107. Boss, ținem și noi live-ul cât putem. PC-ul acum e fierbinte. Nu știu, o să facem și noi un live cât mai lung. Până pe la 5, cam așa. Ne băgăm în MAI și după care suntem băgați deja în MAI. Mai facem un pic de activitate, mai facem un roleplay, una alta. Vă aștept pe toți. Vă aștept pe toți. Rămânem pe live, facem atmosferă.
Ok, te așteptăm. Trebuie să vină o salvare imediat. Vă simțiți bine? Marius, trebuie să depui un CV la primărie. Și după care, baftă, ai nevoie de minim level 10. Domnule, vă simțiți bine? Nu prea, cred că mi-am rupt mâna. Mi verifică brațul bărbatului. Încearcă să îl miște. Curge sânge din nas la băiat. Vă doare tare, tare? Probabil că aveți o fractură la braț. Să punem și un roadblock. Aici, în partea asta. Road block. Perfect. O, trebuia să-l pun mai în față. Nu știu, l-am pus cam nasol în spate acolo. Va veni ambulanța imediat. Rezistați. Încearcă să oprească sângerarea. Din sângerarea din nas. Eu prin sângerarea din la nas la boss aici. 2 din 2. Noroc. V-a salvat centura. Așteptăm să vină ambulanța aia, dar văd că nu mai vine ambulanța. Bogdan, dacă vrei să donezi, îți spun aici, dacă vrei să faci o donație pe live, o poți face chiar acum exact prin PayPal, însă, dacă vrei să faci o donație pe server, poți să vorbești cu mine, cu Vexo sau, pardon, cu mine, cu Deus sau cu Roku, iar pentru 5 euro vei primi 2000 de gemsuri. Pentru 10 euro vei primi 4000 și tot așa. Prin ce modalitate poți oferi tu. Am fost doctor în Cehia. Ok. Bărbatul zice că are brațul rupt. Eu zic că aveți o fractură. Îl simțiți? Dacă bărbatul își simte brațul, înseamnă că nu e rupt în totalitate, ci e o fractură. Mai probabil așa știu eu. Înseamnă că e fractură la os, cred. Dacă nu-l puteți mișca, e la os. Va sosi ambulanța cât de curând. Avem, ia să vorbim acum prin stație, câte ambulanță avem, un bărbat rănit, braț fracturat, e stabil. Așteptăm ambulanța lângă Aușan. Accident lângă Aușan. În direct, live cu Vexo. Live cu Vexo! Greenstone, România. Vă așteptam. 722 de abonați. 27 de like-uri cu un dislike. 15 watching now. Hai băieții, ne strângem cât mai mulți pe live. Că așa e frumos. A venit și medicul cu ambulanța. Excelent.
Ia să dăm și un make megafon prin stație. Dar nu avem persoane pe aici care să încurce. Vă rugăm să circulați. Știi pe terminația care sunt ceva de genul Vexo, nu-l mai compia pe Mădălin Poruncu în play. Ups, am urlat în microfon acum. Nu știu ce să zic. Nu-i tocmai să-l copiez sau ceva, dar mi se pare ok să face cât mai mult solo play. Cât mai mult solo play crește pateu, crește activitatea. Ți-a dat blue screen, nasol. Dacă am ajuns până la blue screen, poate vine sol. Ok, văd că urcă bărbatul în ambulanță. Un roleplay cât de cât decent. Ia să scoatem roleblock-ul. RBB, așa. Hai să pornim. Vă rugăm, circulați. Dacă ar face tot să pășul ar merge pe contrasens, ar fi șmecher. Măcar să nu meargă pe contrasens. Nu e neapărat să facă roleplay continuu, dar măcar să nu meargă pe contrasens. Atât îmi doresc, măcar să nu meargă pe contrasens. Eha, ăla merge cu bicla pe contrasens. Îl iau unul înainte. Ăla e AFK în drum, deci da, Florin ai mare dreptate. Dacă n-ar merge pe contrasens și ar respecta niște reguli de circulație, ar fi excelent. Însă, na, majoritatea fiind obișnuiți cu un RPG hard, mulți suntem în grabă, mulți nu mai stăm pe gânduri, ne ducem direct. Ce rezoluție am? 1440 pe 900. Nu e chiar full HD. Un fel de HD plus. Eram camionul, mergeam să duc marfă și venea unul cu o dobă, era să intru frontal în el. Da, vedeți, deci chestia asta cu contrasensul. Când intre cineva în mine pe contrasens, eu făcând absolut nimic, și intră în mine și îmi dă down total la mașină, nu știu, mă enervează foarte tare chestia asta. Ok, a ajuns ambulanța la HQ. Bună treabă la accident, colegii. Noi mai patrulăm în afara orașului. Bună treabă, colegii. Un accident rezolvat cu succes. Salut, Luca. Salut. Da, mapping-ul e forță. Într-adevăr, trebuie să recunosc că harta e de la ruși, dar na. Am încercat să o improvizăm cât mai mult să fie o România așa mai improvizată. Sunt unii care merg pe contrasens, dar în tine și tot el se enervează. Da, și asta am observat. Și mă oftică tare treaba asta. Modelele de cine sunt făcute? De mine, Deus, Roku, toți am lucrat, toți trei am lucrat la hartă. Ne-am avut contribuția fiecare. Și am ajuns la 100 plus abonați. Eu chiar sunt mulțumit. Dacă reușim să menținem serverul zilnic, constant peste 100 de abonați, peste 100 de playeri, eu sunt mulțumit. Făcut o treabă bună.
Dacă fac accident cu mașina, trebuie să vină poliția? Nu neapărat. Dacă poți să o dai amiabilă, adică, nu știu, să-ți plătească el asigurarea pentru mașină, în mod roleplay, să zic așa, între ghilimele, nu trebuie să vină poliția neapărat. Dar puteți suna. Da, mapa arată foarte bine. Față de cea de la sample original, e mult mai HD. Roku. Roku se ocupă. Seminal, trage pe dreapta imediat. Bă, trage pe dreapta. Boss. Dar nu știu de ce îl tragem pe dreapta, dar în fine. O tras pe stânga. Dăm wanted. Aoleo, boss, hai te rog eu. A, are nos, ok. Are nos, dar prinde-l tu cu Bugatti. Of. Cam așa e treaba și pe la mea aici. Bossul are nos, din câte se poate observa. Și trebuie să fugim după el. Dacă se mărește amenda de circulație și numărul de polițiști pe server, cred că nu o să mai meargă așa mult spre contrasens. Ar fi ceva. Find 51. Hai că-l mai prindem noi. Duster versus Bugatti. Baftă. Da, Bogdan, ar fi ceva să se mărească amenzile. Atunci chiar că n-ar mai merge nimeni pe contrasens, nici pe linia continuă, nici pe naiba să iei. Mulțumim de abonare, Alex. Cresc cetățenii, crește pateul, crește valoarea. O luăm pe câmp, frate. Că nu-l mai prindem noi. La 5.000 de metri. 5 km. Era parcă la 2 km, e în oraș. În south. Ciudat. A luat respawn. Am arhivat pe C și o dezarhivez pe D. Atunci de ce mi se ocupă spațiu pe C? N-ar trebui să ocupe dacă o dezarhivez pe D. Verifică să fie dezarhivată pe D în totalitate. Pentru că trebuie să, cum să zic eu, arhiva ți ocupă spațiul pe C, iar când îi dai extract, poate să ți ocupe și pe D. Înțelegi? Nu știu cum să zic exact acum. Conținutul, dacă îl extragi încă o dată, o să ți ocupe iară spațiul. Deci nu poate intra în FP. Vezi să instalezi corect First Personal. Eu l-am instalat și merge perfect. Oh, what the fuck? Bă, frate. Cine a făcut launcherul? Rocum.
Băi, frate, nu mă așteptam, bă, deci aveați dreptate. Aveați dreptate, frate, chiar nu mă așteptam. Deci eu n-am mai, eu, cum să zic, eu n-am mai testat first person-ul zilele astea. Nu prea îl folosesc așa de des. Am rămas șocat acum. Merge perfect, da. Ce țeapă mi-am luat. Da, launcher-ul arată bine, chiar dacă mai are problemele lui. La spec cel puțin arată ok, arată bine. Un mic crash, colegii. Nu funcționează. First person. Eroare. Fastman. Nasol, am luat crash. Trebuie să ne întoarcem la sediu. Aștia care sunteți acum pe live, n-ați văzut absolut nimic. Da, e crash, dar dă. Dar apare eroare Fastman. Nasol, suntem 20. Foarte bine, rămâneți toți pe live pentru că revenim imediat, niște probleme tehnice, dar ne revenim imediat. Mergem acum la secție. Băi, chiar nu mă așteptam. Deci, sincer, chiar nu mă așteptam să dea crash. Da, frate, sunt nob. Mi-am luat țeacă. Mergem în Sias, mergem cu dubele. Perfect. O, deci o să vedeți acum acțiune, acțiune, acțiune. În Sias, sfatul românesc. Imediat mergem la HQ, la mea IM și ne echipăm. Băi, frate, chiar nu mă așteptam să dai crash Fastman-ul, nu știu ce s-a întâmplat. Poate de la ultimul update? Oare? Probabil și de la ultimul update. Băgam aș puncte, puncte, trebuie să reinstalez tot, nasol. Dar nu trebuie să reinstalez tot, adică, na. Trebuie să te uiți după tutorial, pas cu pas și o să-ți meargă. Dacă le-au mers la peste 100 de oameni, ar trebui să-ți meargă și ție. Accident în curbă, dar nu sunt duty acum, mă bag duty imediat. Revin imediat la secție. Tonix. Ce a fost cu muzicuța aia? E o chestiuță de la o eroare. Deci poate apărea. E o panoramă. Ia să parchez. Colegii, stați că vin și eu imediat să mă echipez, dar nu știu care-i skin-ul.
Care skin e cel de jandarm? 8. Ok. Hai băieții gardiști. Poți și gardiști. Ne jucăm acum. Oh, da. Atât. Live cu Vexo. Hoții și gardiști. Vă așteptăm. Vă așteptăm pe Greenstone, România. Hoții și gardiști. Ți-a intrat normal? Da, mi-a intrat normal, toată ziua mi-a intrat normal. La ce te referi? Castellano. Mi-a intrat normal. Ieșiți afară cu mâine sus. Opa! Oh, no. Ah, ăla e cu ăla, ăla wanted. Dar o să explodez mașina. Hai după el, hai după el. Da, e departe. Ah, ia duba, ia duba. Asta vrea să intre în mașină. Aia s-a dus pe jos. Dă-i bice, frate. Unde fugi? Unde fugi, bă? Stop! Mamă, dar nici nu ia damage. What? I-am făcut și pană și a rămas cu un HP. Și l-a luat. Ok, gg. Cam așa merge treaba la gardiști. Păi cum nu a murit? Cum nu? E încă liber. Hai, uite. Dă-i pe el, dă-i pe el. Prin stânga. Îl flancăm prin stânga. Uite-o. Și intru în el. No, mi-a făcut pană. Băi, frate. Lasă, se rezolvă. Hai cu el. Hai cu Dimitri. Hai cu Gâu. Mergem controlat, mergem ordonat la el. Find 51. Ok, e la benzinărie. Acum intrăm pe ăla. Șoferul vechi sau mare gardist azi. Și o picat în... Uai, nu cred. Trebuie să-i dăm și noi viteză prin apă. Încerc. Încerc. Dă-i, dă-i. Yes! Am trecut, băieții. Băgați un like acolo că mi-a ieșit schema. SO 51.
151. Oprește-te imediat, eu îi dau somații și ăștia îl împușcă. GG. Aha. Ok. Vedeți, băieți, mi-a ieșit schema. Băgați acolo un like puternic. Mai facem scheme de astea. Mai dăm încă o dată. Opa, așa. Mergem înapoi la patrulă. Excepționat. Roger that. Cum îți faci rezoluția full? În setări. La setări video, în meniu. Și ai acolo resolution. Și poți să o schimbi, să o setezi cât vrei tu. Mergem cu BMW-ul. BMW-ul, mașina bogătanului. Bine zis. Hai să iau eu BMW-ul. Bam, spawn. Și să ne schimbăm și hainele. Dup. Vino în curbă accident. Dă-i call 112. Venim imediat. Nu mai știu care curbă zici tu. Call 112 și venim. Hai să mergem. Leo 204. Da, boss, te-am văzut pe server. Acum mergem o leac în patrulare. Nu prea mai făcut râpă. Accident în curbă spre țară la calea ferată. Bă! Ia uite-l, frate. Ați văzut, băieți? Nu se fac treburi din astea. Omul în cauză a venit direct pe contrasens și a dat față în față cu trei gardiști. Voice pe server, am încercat să băgăm și nu ne-a ieșit. Asu merge pe contrasens. O să-l băgăm la bulo. Să aveți o zi bună și aveți grijă. Măcar eu să-i zic ceva, ok. Da, omul a greșit. Trebuie să fie corect. Să-și accepte pedeapsa. Accident, ok. Acum mergem. La gun shop, ok. Am intrat și pe linia continuă, n-are nimic. E în gun shop. Ok. Mai merg și eu astăzi. Foarte bine. Care e ID-ul meu?
ID am referral 5. Dacă vrei să pui referal. Erau trei codaci MCV, se lua de toată lumea, inclusiv de noi. Ne vom ocupa de asta. Point 76. Ok. Hai să mergem la accident. Mamă. Ce să zic, mă? Bă, eu nu știu ce să zic acum, dar... Aoleu... Mergeți să faceți ceva și intră altul în voi, e aiurea. Ok. Ia să băgăm și un roadblock. Roadblock. Perfect, am pus. Cum s-a întâmplat asta? A venit trenul și am tras de volan și aproape m-am răsturnat. Cum vă simțiți? O ambulanță disponibilă la ieșirea din oraș, lângă calea ferată. Unu bărbat rănit. Câți playeri sunt pe server? 100 fix. 101 acum. Cineva disponibil? Nu prea avem paramedici online. Deși sunt doi. Ce vă doare? Ia uite-l și pe ăsta. Nici o treabă. Capul, ce vă doare? Capul și pieptul, în ce parte a capului vă doare? Încearcă să ridice capul bărbatului. Zice că îl doare în stânga. Zice că îl mai doare și pieptul. Vă doare inima? Plămânii? Cutia toracică? Poate fi avariat, poate avariată. Probabil să vă fi lovit la cutia toracică. Contactăm acum un echipaj smurt. O ambulanță disponibilă? Am văzut și reclamă la server pe YouTube. Foarte bine. Înseamnă că funcționează. Bă, că nu vine nicio ambulanță. O ambulanță disponibilă? O ambulanță disponibilă? Nu mai vine nicio ambulanță, din păcate.
Moare omul aici pe stradă foarte rău. Vă ducem noi la spital. Încercați să vă ridicați. Încearcă să-l ridice pe bărbat. Haideți în spate. Ok. Pornim către spital. Să mergem către spital. Domnule Ionică, dați-vă jos, vă rog. Avem o urgență. Puteți veni cu mașina lui. Ok, băieți. Deci, avem un accident. Iar ambulanța n-a venit. Deci trebuie să-l ducem noi pe bărbat la spital. Mulțumim pentru abonare, Sebi! Ne strângem cât mai mulți cetățeni. Road to 1K. Am muște în cameră. Băgăm așa. Mă freacă o muscă la cap de când am început live-ul, toți se bâzâi pe lângă mine. Fuck. Pardon. Un pic de fail aici. Cum ar fi să facem un episod full de bloppers, de gafe pe live, dar nu pot să deschid poarta. Deci care sunteți pe live acum nu o să vedeți asta. N-ați văzut asta. Deci n-ați văzut faza asta. Îl tragem așa lângă. Haideți înăuntru. Să-l lucem pe domnul înăuntru. Dacă vă place munca pe care o depunem, nu uitați, orice like și abonare ne ajută. Cât mai mulți abonați, abonați-vă, frate, nu am nimic de adăugat. Mulțumim, Andrew, pentru abonare. Haideți aici. Aici la pat. Un cadru medical se va ocupa de dumneavoastră. Am adus un pacient la spital. Că nu răspunde niciun paramedic. O să oferă, să-i oferim prin Mi. Oferă mijloace de prim ajutor bărbatului, pansamente și un paracetamol. Îi punem viața la loc. Ar trebui să vă simțiți ok acum. Ce să vedeți? Nu trebuia să vedeți nimic, nu derulați cu 2 minute înapoi. Nu trebuie să vedeți nimic. Da, e nevoie de medici pe server cu poftă de roleplay. E și muncă. Într-adevăr, poate să fie o grămadă de muncă. E bine. Când vă simțiți în regulă, puteți părăsi incinta. La revedere. La revedere. Domnule Ionică, fratele dumneavoastră
se simte ok. Îl puteți vizita și lua acasă. Eu știu roleplay destul de bine, am jucat 4 servere de roleplay. E ceva. GG! Aici, în salon. Unde îl duc acasă? Ok, băieți. Am mai rezolvat în un caz astăzi. Am rezolvat. Asta s-a buguit în tavan. Nici faza asta nu o să vedeți. Nu vă uitați nici acum. Nu s-a întâmplat nimic. Acum aștept să deschidă un server destul de așteptat de roleplay. Multă baftă. Da, e muncit, pot zice. Am lucrat destul de mult la el, mulțumim. Mergem cu băieții aici. Me and the boys patulăm prin orașul ăsta. Ușurel, nu vrem să facem accident. Îmi precumplic la secții comentarii și prieteni să le arăt serverul. Din Rusia? Dacă nu știați, Dimitri e un băiat din Rusia. Vorbește și română și e foarte interesant. Au intrat niște oameni din Rusia, văd că. Foarte tare. Ne facem server internațional. Ok. Cam asta e viața în poliție pe Greenstone România, 97 online, 15 pe live cu 47 likes, avem și 723 de abonați. Niște numere imense pentru mine. Eu cel puțin n-am mai avut parte de așa ceva niciodată și vă mulțumesc enorm pentru treaba asta. Pentru că am parte de așa ceva. Un public restrâns, dar forță. Ia să vedem care este treaba aici pe la benzinărie. Cum stă ăla cu BMW-ul, vedeți, mă? Uite cum stă. Ai de 109 cu BMW-ul, niciun stres. Să o iau prin cealaltă parte. Mulțumim, Marius, de abonare. Road to 1K. Cine nu dă like? E, și tu acum, nu-i frumos? Bă, data viitoare, cred că pentru live-ul viitor, cred că o să facem o excursie ceva. O să mergem cu autocare și vom face o excursie prin tot statul ăsta, prin toată România asta frumoasă, mititică de pe Greenstone. Mergem pe la munte, mergem prin Vaslui, prin Craiova. Mergem la pădure. Da, sigur o să facem treaba asta. O să stăm puțin prin oraș, după care o să organizăm o excursie. Sunt mai multe autostrăzi față de România. True that. Foarte adevărat. Ia mă, frate, la bătaie. Bateți-mă, omorâți-mă. Andrew.
și cu taximetrist și să fie o restricție de permis de la level 4. Ca să avem și noi mai multe curse. Da, ar fi, na, părerea ta. Cât mașini poate avea pe server? Poți avea 10, mi se pare. Dacă dau V acum pot să mă uit. Eu pot să am maxim 9 vehicule. Dar poți să ai și mai multe. Poți să ai 14, mi se pare. Apelant 112, locații, descriere, domnul polițist. Ce apel e ăsta la 112? Nu înțeleg. 20 maximă, ci că-i auzi. Poți să ai mai multe mașini. Maximul, dacă ai și VIP, dacă mai cumperi și sloturi din shop, poți să ai până la 20 mașini, iauzi. Și poți să le tunezi, să le bagi stage. Apelant 112, m-a lovit unul cu mașina care mergea pe contra și a fugit. Find 11. Câte ori jucate ai? Vreo 400, cam așa. Din cât îmi amintesc eu. Ce e aici? Ok, mai avem încă un accident, băieți. Hai să vedem. Punem roadblock. Să băgăm un roadblock mai întâi. Level. Băgăm un roadblock în spate. Poți pune doar o barieră? N-am scos-o. Trebuie să o pun la naiba. Am uitat-o. Da... Nici eu. În fine. M-a lovit unul cu mașina care mergea pe contra și a fugit. Mai precis, ID 8. Vă simțiți în regulă? Deschid eu G-Stone un launcher mâncați, aș potentially virus. Nu, launcherul nu are deloc niciun virus. Da, du-te dracu de antivirus. Bun, bine zis. Nu prea. Ce vă doare? Aveți vederea încețoșată? Căruțe? Da, am văzut modul. E un sistem fain. Poate o să-l băgăm. Avem foarte multe lucruri de schimbat și de adăugat. Dar o să intre pe listă. Deci pe domnul ăsta îl doare mâna și are vederea încețoșată. Vă ducem noi la spital. Vă puteți ridica. Haideți la mașină. Haide, boss. Ia uite, toți băieții aici. Ajutăm pe nene aici să-l ducem. În spate. Bun. O să vă ducem de urgență la spital. Vă rugăm, circulați. Ah.
Încă un bărbat pe care trebuie să-l ducem la spital de urgență, a făcut accident. Trebuie să ne grăbim. Ăsta intră în mine cu mașina, eram sigur, frate, nu mai faceți de-astea, vă rog frumos. Salut, Marian. Salut, Zeus. Salut, băieți. Uite, ajungem acum la spital. Nu vedeți nimic, da? N-ați văzut nimic, nici voi de pe live, nici voi de pe server. N-ați văzut nimica. Să o tragem cumva. Haideți înăuntru. Are ceva la cap, dar nu la accident, da? Corect. Vă că a venit toată lumea să-l ajutăm pe băietul ăsta. Haideți aici. Întindeți-vă pe pat. Mi acordă primul ajutor bărbatului. Pansamente și o pastilă de cap. Și restaurăm HP-ul. Nu merge first personal. Da, nu merge. Nu știu, nu înțeleg de ce. Ne descurcăm și noi, băieți, cum putem, pentru că, din păcate, acum nu avem niciun medic disponibil. Facem și noi o improvizație de roleplay, să fie cât de cât. Ar trebui să vă simțiți mai bine acuș. Pastila își va face efectul. Când vă simțiți ok, puteți pleca acasă. Mă simt cu paracetamolul magic. Hai să mergem. Ne-am ocupat de bărbat cum trebuie, așa cum trebuie. Și cam atât. Domnule, vă rog să ieșiți. Colegi, eu trebuie să ies de pe tură. Cam atât pe azi cu roleplay-ul în MAI, deci cam așa ar fi un roleplay de MAI, aș fi vrut să fac niște roleplay mai complexe și mai restrânse în niște locuri, dar nu prea am mai avut timp să le organizăm și am improvizat și a mers destul de bine. Am ajutat niște oameni, fost la niște accidente, a mers ok. Salut, colegul. Ce a fost aia? Nu știu.
N-am văzut nimic, nu știu ce, la ce te referi. Ieșim de pe tură. Skin. Ups, nu asta. Select skin. Așa. Hai să ne luăm Loganelo, Renault Logan. Și hai să mergem la bar. Mergi la o cafea, colegul? Da, colegul. A, e verde. Ups. Hai la bar. Care sunteți acum pe live? Vă aștept la bar. Băgăm un suc, ceva, o cafea. Logan sexy. Yeah, boy. Damn, boy. Loganel. Păcat că e Renault Logan și nu Dacia Logan. Da, în fine. A, arată așa, seamănă cât de cât. Accident, iar m-am bușit. Da, nimic nou, ăsta merge pe contrasens. Dar v-ați obișnuit, voi care sunteți acum pe livestream. Suntem obișnuiți toți cu mersul ăsta de pe server. Hai să băgăm un suc. Cât costă Loganelul? Vreo 18 kk? Nu mai știu. Live cu Vexo. O așteptăm la bar la un suc. Băgăm un coffee. Coffee, tată, coffee. Dacia Logan, verde, bostan. Ne așezăm la masă aici. Și savurăm un suc cu băieții. La masă. Propun 30 de minute J la playerii care merg pe contrasens. Ar fi o idee. Dar mi se pare că se dă deja. Dacă nu sunt polițiști online. Data viitoare. Ia uite-l, frate, pe ăsta cu BMX. Ionuț, stai frumos. La masă, man. Domnule Vexo, da. Le avem. Vexo are masca pe față. Masca este trasă corespunzător pe nas și gură. Dar este trasă pentru a bea. Mulțumim, Vlăduț, noul cetățean GS, pentru abonare.
Băgăm și un smoke. Salut, boss. Salut. O zi obișnuită pe Greenstone, România. 97 online. E ok, zic eu. Cred că data viitoare. Până data viitoare, nu știu. Cred că o să mai facem un live pe... poate săptămâna viitoare. Sau pe duminică. De ce nu? O să mai facem un giveaway cu ceva special la 800 de abonați. Am văzut serverul, mi se pare interesant. Mulțumim, Tănase. O să se mai caute lideri. Nu toate facțiunile sunt ocupate, mai sunt câteva facțiuni fără lideri și o să fie aleși lideri și pentru ele. Da, da, Drake, ar fi un sistem foarte fain, cum am zis, sincer acum să zic rușii, am observat la comunitățile din Rusia, că există o grămadă de scripturi și de sisteme cu care poți să faci treaba asta și vă dați seama, cel mai probabil o să cior da limbi de la ei câteva sisteme sau de pe net, nu contează. Și o să le implementăm și pe server. O să le mai modificăm noi ca să fie ok. Mai o țigaretă, mai un suc la barul din GS. Și scrie Nikebot pe chat. Dacă vă place ceva, ce-mi like și abonare, crește populația, crește pateul, vă rugăm să menține chatul curat. Am reușit să configurez și eu Nikebot-ul, mă simt bine. Ok. Cam atât. La bar. Am băgat un sug. Colegu, te las undeva? Eu mă duc spre casă. Cam atât pe ziua de azi, dragi telespectatori. Ne îndreptăm ușor-ușor spre casă și spre final de live. Chiar vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine și o să mai facem un live cât de curând, pe la 100 de abonați, chiar și mai încolo. Și sper eu să meargă treaba la fel de bine ca și astăzi. Băi, dar ce se trage. Fac băieții DM, niciun stres. Ian Kovaleski, hello man! Russia power! La fel, colegul, si vaină, colegul. Și acum ne îndreptăm spre casă. Sper că v-a plăcut ce am făcut astăzi. Am fost la Paint, am încercat toate hărțile, am fost peste 10 la Paint, am făcut măcel pe acolo, serios. Am fost și în MAI, am făcut o leacă de treabă în MAI, ne-am distrat. Yes, Ian, yes. You speak Russian? No, I speak English and Romanian. Welcome.
Și sper ca data viitoare să facem și o excursie. Mai mergem pe la paint, mai mergem pe la bar. Data viitoare sigur o să facem. Poate facem un roleplay ceva într-o altă facțiune. Sau vă prezint că am vrut să m-am gândit eu. Bă, hai să le prezint eu la ăștia. Să le prezentăm cum să zic eu. Să le prezentăm Liga Asasinilor, că este facțiunea asta. Factions. Agenția Asasinilor. Să ne băgăm în Agenția Asasinilor să vedeți și voi cum e treaba. Mi se pare că HQ-ul nu e făcut, dar o să văd eu pe data viitoare. O să aleg eu o facțiune. Și o să facem un roleplay, mai mergem în excursie cu băieții. La excursie chiar că o să fie nebunie, că o să fim foarte mulți. Accentul tău este de același cu cel al rușilor, răspunde doar în engleză. Yeah, man. Sure, yes. Our accents are very common. But Jan, our channel is mostly in Romanian. Most of our videos are in Romanian, so most of the time I will speak only in Romanian. Hope you're okay with that. Maybe we'll add some subtitles in English. Ești cool, thank you, man. Thanks. Salut cu Rafa. Cam atât și pe ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut ce am făcut astăzi, like, subscribe și vă așteptăm și data viitoare. Ieșim acum de pe server. Cam asta a fost astăzi. Am făcut un roleplay. Am făcut și în poliție, am făcut treabă. Iar acum vreau să reacționez la știrile lui Robert. Sper că mai ești Robert pe live, pentru că ți-am promis că o să reacționez la știrile alea. Ia să vedem. Dar oare le găsesc? Știrile Greenstone. Nu știu dacă le... A, uite că le-am găsit. Știrile Greenstone. Ediție specială. Facem o mică reacție. Da, nu se aude nimic. Lol. Poți spune ceva în rusă? No, Ian, sorry, I don't speak Russian. I don't really know any words. Now we react to this in Romanian. Văd că se bat ăștia care să fie mai primar. A, nu te apuci. Nu te apuci tu să cumperi tu voturile dinainte cu bani și așa mai departe. Stați că n-am dat share. Așa.
Ție ți-e frică că a primit poporul bani? De ce? Pentru că nu le dai nimic, nu? Așa este. Deci recunoaște că economia se duce în pământ, că tu banii ăia trebuie să iei din taxe și din impozite. Și se bat ăștia pe chestii de politică, de porcării. Oh, Russian speaking in chat. Nu e normal, frate. Nu e normal. Ia să vedem ce știri a mai postat Robert, că ți-am promis, boss, că o să mă uit. Live pe Greenstone. Nice. Nice. Îmi plac știrile cel mai mult. Ediție specială. Știri matinale Digi Greenstone. Asta e la prezentarea sediului. Uitați, frate, ce sedi au ăștia la Digi. Și nebun la cap. Ia uite ce aparatură au băieții ăștia. Ce zici, frate, nu ne jucăm. Facem treabă serioasă. Da, șmecherie. Șmecherie pe felie. Păi, băieți, cam asta e treaba. Suntem la finalul live-ului pe ziua de astăzi și sper că v-a plăcut ce am făcut astăzi, pentru că o să continuăm și data viitoare și tot așa o să facem un roleplay, o să mergem în excursie, deci neapărat o să mergem în excursie, o să ne strângem cât mai mulți și o să facem o excursie. O să fie plug, o să fie distracție, băgăm manele, băgăm de toate. Să se bage elicopter în taxi. Nu știu ce să zic acum. Ar fi un pic prea OP, să zic așa, taxiul. No, cam asta e cu live-ul pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut. Mie mi-a plăcut partea cu paint-ul foarte mult, pentru că s-au băgat mapele în sfârșit. Și îmi pare bine că am reușit să le băgăm cât mai rapid, pentru că erau niște probleme cu hărțile, nu se încărcau bine. În fine, nu știu acum ce să zic. A mers ok. Mâine la cât? Mâine nu o să fac live. Poate o să fac pe săptămâna viitoare. Sau peste două săptămâni, pentru că începe școala, trebuie să mai văd și eu de chestiile mele. O să vedem, o să vedem, toate la timpul lor. Vă dați seama că o să fie puțin neanunțat live-ul sau poate l-anunț cu o zi înainte. Vedem, vedem. Deocamdată, cam atât pentru ziua de azi. Vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Cu mai mult content și în forță. Eu am fost Vexo pe ziua de azi. Ciao! Salut tuturor! Baftă! Ești la țară, nasol! Baftă! Ciao!